Făgărășenii care locuiesc în cartierul 13 decembrie nu mai au liniște de când angajații Electrica au săpat o groapă adâncă lângă unul dintre blocuri. Se tem pentru viața copiilor lor care se joacă zilnic pe lângă acest crater. Au făcut numeroase sesizări conducerii instituției, însă de mai bine de 3 săptămâni nu au primit decât promisiuni. În urmă cu mai bine de 2 săptămâni, din cauza unei defecțiuni la rețea, angajații Electrica au fost nevoiți să sape o groapă lângă blocul 12G din cartierul 13 decembrie. Dar odată săpată, nimeni nu s-a mai gândit că aceasta trebuie și înfundată. Și astfel, craterul înconjurat cu o bandă pe care scrie pericol de electrocutare face parte din peisajul zonei de mai bine de 2 săptămâni. Electricitatea cine? Ireu. De cât timp au săpat acolo? De o lună. Și nu vrea să mă infunde. Ați fost și ați vorbit cu... O, a fost aici ei, că nu mai săpată, cade copii acolo în ea. Păi, când avem timp. Sunt zeci de copii mici și de 3 ani și de 4 ani. Păi nu interesează. E foarte periculoasă și mai ales că vine o veni ploaia și o veni tot ăla și s-a adunat aici la bloc. Uitați-vă ce e acolo. Dar păi așa fac. Până când reprezentanții Electrica vor astupa groapa, făgărășenii care locuiesc acolo trebuie să-și supravegheze îndeaproape copiii.